Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Suntem în preajma sărbătorii centenare a Institutului Teologic Baptist din București, la Buteni, 11 iulie. O mare adunare a celor credincioși de acolo, cu mulți invitați. Continuăm să discutăm despre alte aspecte privind lucrarea Seminarului Baptist din România. Și în seara aceasta aș dori să vorbim despre rolul pe care l-a avut Seminarul Baptist în cadrul lucrării baptiștilor din România, ce contribuție a avut acesta în lucrarea lui Dumnezeu din România. Invitați din nou în studio sunt cei doi autori ai cărții Seminarul Baptist, pastorul Vasile Bel și pastorul Daniel Stoica. Mulțumim de invitație. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Aveți, nu știu dacă epuizăm tot ceea ce avem de spus despre și despre cartea care a scris-o și despre lucruri care poate nici măcar n-ați reușit să le scrieți în carte și le-ați cules, le-ați observat de-a lungul anilor în această cercetare care a durat o perioadă mai lungă. Astăzi vrem să vorbim despre cum a contribuit Seminarul Baptist, astăzi Institutul Teologic Baptist, la lucrarea baptiștilor din România, a evanghelicilor din România, dar nu aș vrea să o facem în sens cantitativ. Siguranță unii ne vor întreba cât s-au absolvit, ce au făcut, cum este văzut aspectul acesta, sub aspect cantitativ, să măsoare această contribuție. Ar vrea să plecăm de la ce scop a avut seminarul și formele în care el și-a făcut lucrarea. Și știu că numele seminarului nu a apărut de la început în forma asta, Seminarul Baptist. Cum s-a numit seminarul la început și ce ne puteți spune despre lucrul acesta? Da, ne bucurăm că putem să fim din nou împreună și la această emisiune. Da, seminarul este oricum o denumire deja păstrată în mintea credincioșilor baptiști, indiferent că astăzi nu se mai cheamă seminar, ci se cheamă institut. Dacă întrebi cum se numește instituția teologică de la București, majoritatea vor spune Seminarul Baptist, a rămas împământenită și cu greu poate mai schimbe astfel de denumire, datorită faptului că a fost cel mai longeviv titlul pe care l-a avut această școală. Dar inițial, așa cum s-a spus, denumirea a fost total alta, aceea de școală de misiune. Inițial, cursurile care se desfășurau erau intitulate un curs de misiune. De ce? Privind la vremurile în care se începe activitatea această școală teologică, vorbind de o pregătire, numărul bisericilor, numărul credincioșilor era destul de redus, dorind, cei care se converteau erau tot mai mulți în localități, nu erau biserici, astfel că cei care se pregăteau erau pregătiți să intre pe ogorele Evangheliei, deși definiția aceasta nu exista pe vremea aceea plantator de biserici, ei asta făceau, mergeau în localitate, aduna pe cei din satele din prejurim care erau botezați, aveau un nucleu de bază, evangelizau și deschideau biserici. Ceea ce este uimitor, dacă astăzi avem atât de multe biserici, este datorită faptului că n-au avut tendință ca vremurile de odinioară la Babilon să-și facă o singură clădire, tot să fie lăstrăți la o altă, ci au mers, s-au răspândite și au deschis biserici în localitățile unde au ajuns. Deci avem și ceva exemple concrete a faptului că seminarul baptist, să-l numim așa, a contribuit cumva la lucrarea de plantare, de misiune în România. Avem ceva exemple, nume de... Concret vorbind, mă trag din Deva și dacă mă trag din Deva, unul dintre cei mai cunoscuți deveni între baptiști, este vorba despre fratele Ilie Mârza, unul dintre cei care au absolvit în prima promoție, deci în prima promoție care au început de studenți, a fost fratele Ilie Mârza, cel care a venit din satul Cătunul de astăzi, Codru, s-a tras în localitatea cea mai mare din zonă, care este Deva, și a plantat o biserică. Dacă astăzi este o biserică în Deva, este datorită faptului că un tânăr pe atunci, fraged, ieșit din școala de misiune, a fost gata să planteze o biserică în Deva.
Și exemplele pot să continue și cu ceilalți studenți. Fratele Olteanu, când a mers la Seleuș, a plantat biserică. Fiecare unde a plecat... Unde a plantat? Seleuș. Seleuș. Deci fiecare unde a ajuns. N-a căutat o umbrelă, oare unde să mă duc la biserica mai mare? Știu că astăzi este o tendință, termin o astfel de școală și spui, măi, unde să mă duc să câștig mai bine? Ei au mers unde n-a fost ca să planteze. Asta este o lucru uimitor să privești. De când s-a împământenit denumirea aceasta de seminarul teologic baptist, cred că are o asociere cu cuvântul din limba engleză seminary, Theological Seminary, și presupun că tocmai prin alegerea acestui nume s-a comunicat ideea unei școli de pregătire superioară și nu de pregătire medie. Adeseori în România am întâlnit situații în care atunci când foloseai seminarul era folosit ca o școală de mâna a doua, deși seminary este o școală de înaltă pregătire în Statele Unite. De când s-a împământenit, ce putem vorbi despre lucrul acesta? Deci, la noi în România, situația era diferită. Adică vorbim de Biserica Ortodoxă care avea preoți în fiecare localitate și nu avea un nivel academic de pregătire. Dar totuși erau învățători care cunoșteau și se impunea ca și păstorii noștri să cunoască ceva mai mult. Și de aceea în seminar făceau limba română. Adică un păstor trebuia pregătit academic, să spunem, să se adreseze frumos, să știe să vorbească și așa mai departe. Am observat că atunci când Gil a făcut toate demersurile, școala n-a primit o acreditare cum a primit în vremea comunistă. Adică i s-a dat drept, a primit autorizația, a construit, a funcționat. Nu am găsit o acreditare a școlii cum am găsit pe vremea comunistă. În vremea comunistă, seminarul era acreditat la nivel de liceu. După aceea, fratele Vasile Talpoș, când a venit, a vrut să ridice puțin actul de învățământ și n-a mai primit băieți fără liceu. Deși statul a acreditat la nivelul acesta. Și fratele Gil, înainte de al doilea război mondial, deci el a vrut să pregătească păstori până la doctorat. Adică a vrut și să echivaleze diplomele, pentru că erau frați care aveau 4 clase, aveau 6 clase sau 8 clase. Nu erau atunci 8 clase, erau numai 7 clase. Dar tot 12 clase era cine făcea liceu, mai puțin erau. Liceul se făcea atunci, era 8 clase. Și era școala primară mai puțin. Și sigur că vitregiile și toate astea nu s-au permis, nu s-au ajuns să facă fratele Gil ceea ce și-o propus ea să... Deci consacrarea denumirii de seminar baptist, când s-a făcut? Consacrare, dacă am privit așa puțin în istorie, odată cu venirea fratele Vergil, cu o gândire occidentală, o gândire din contextul american, undeva în anii 30, deja în revistă era denumit, odată cu înființarea anumitor cursuri, anumite lucruri care se răspândea prin reviste, s-a pus această denumire Seminarul Teologic Baptist. Inițial doar Seminarul Baptist și apoi a fost adăugată și Seminarul Teologic Baptist. După aceea, în 1990, s-a trecut la Institutul Teologic Baptist de grad universitar. Ulterior s-a renunțat și avem doar Institutul Teologic Baptist din București și cu această denumire suntem astăzi. Ați spus ceva despre faptul că intenția sau scopul era să pregătească și această deschidere era destul de mare pentru oricine, indiferent dacă aveau studii superioare, dacă aveau liceul, n-aveau liceul,
Deci ce ne puteți spune despre această pregătire a lucrătorilor fără studii teologice, dacă continuăm pe ideea care ați început-o cu fratele Gil? Da, deci materiile erau și din domeniul laic, să zicem așa, da? Limba română, făceau geografie, făceau și istorie, în funcție de regim, așa. După venirea comuniștilor s-a introdus limba rusă, obligatorie. Mulți frați ziceau, soră, dar lasă-ne cu limba rusă. Frate, zice, lăsați. Dar sora era foarte blândă și nu le pretindea la frații noștri să învețe limba rusă. Deși a învățat o limbă până la urmă, da. Dar atunci era ceva dureros, că au venit și ne-au ocupat și așa mai departe. Deci s-a încercat ca păstorii, mergând odată pe ogor, că au fost misionari, că au fost într-o biserică, ei trebuia să fie la un nivel de cultură mai ridicat. Adică să nu vorbească prostii, în ghilimele, să zicem, adică să spui că America, cum se întâmplă la noi, să vorbească de România cu capitala la Budapesta, că se întâmplă lucrul ăsta și să vorbești și cineva să înțeleagă totuși profesorul de acolo, pentru că pe vremea aceea se făceau adunări publice în localități, mai ales unde erau mulți pocăiți, veneau preoți sau chiar venea episcopul și țineau dezbateri pe probleme din acestea de pocăință și preoții vroiau să denigreze, să spună cât de rătăciți sunt ăștia. Și atunci li se dădea dreptul, chiar la noi în localitate, a fost o întâlnire cam în anii 42, așa, un călugăr expert în domeniul acesta a venit, dar li s-a dat dreptul la frați, era democratic, destul de democratic, să se apere. Și fiind oameni învățați, cunoscând, nu au putut fi acuzați sau loviți ca să... Deci asta a contat foarte mult. Să ai un grad, să cunoști mult și să fii în temă cu evenimentele. Deci am putea spune că pe lângă contribuția la dezvoltarea lucrării misionare a bisericilor, școala a avut și o contribuție la dezvoltarea culturală și a studiilor teologice, pregătirii teologice de învățătură a bisericilor și... acest lucru s-a făcut în diferite forme, da. În diferite forme. Ce forme au fost? Că știu că au fost forme variate. Scopul a fost să-i pregătim. Da, e un scop nobil, dar mijloacele care au fost folosite au fost diferite. Ce forme de pregătire avem în istoria seminarului? Ca o mică paranteză, înainte de a trece puțin... Și eu aveam o paranteză. O paranteză, vedeți, paranteză la paranteză. Da, o mică paranteză foarte importantă, spun eu. Deși elevii erau acceptați și aveau patru, cum s-a zis, șapte clase, mai puține clase, n-ar putea spune că erau la domeniul academic vorbind studenții, profesorii, în schimb, nu erau cu patru clase. Deci asta trebuie remarcat și trebuie accentuat lucrul acesta. Profesorii erau pregătiți, adică ori aveau studii teologice în afară, vorbim de facultăți în Hamburg, în Budapesta, în America, fie vorbim de profesori care erau cu studii superioare în comerț, Camera de Comerț, care era o facultate mare, o instituție mare, sau școli cu pregătire, cu altă pregătire academică erau cei care predau. Nu erau luați, deși aș putea spune această expresie, frați cu puține clase să-i pregătească pe alții. Nu, cei care predau erau pregătiți cu școli înalte. Da. Deci asta este foarte important să accentuăm, pentru că vorbim totuși de o școală care nu n-a acceptat pe oricine să pregătească. Poate de multe ori se spune, măi, și cei care au mers, care au predat, nu au avut atâta școală. Ba, au avut. Asta e cel mai important lucru pe care am vrut să-l accentuez. Da, elevii care mergeau, din păcate, aveau mai puține clase, dar cei care pregăteau erau pregătiți. Da, deci am vorbit tot la nivelul acesta, pentru că profesorul fratele Socaciu era licențiat în Statele Unite. Deci nu
puțin lucru, spunem. Aș vrea să revin însă puțin pledoaria fratelui atunci ca să se mute seminarul la București. Și printre altele spunea, pentru că este centru de cultură românească. Apoi, fundațiile, biblioteca Academiei, biblioteci populare, universitate, Ateneul, Palatul Justiției, muzee, s-au pus accentul pe ridicarea nivelului de cultură a fraților. Deci vorbesc de cei care mergeau acolo, nu de profesori. Profesori toți au fost, doctori au fost licențiați și au fost licențiați și în alte domenii. Un frate, nu-mi vine în minte numele, a terminat Academia de Comerț. A fost doctor în domeniul acesta, care a venit și a fost profesor la seminar. Deci, Luca Sezonov este vorba. Da. Deci, Luca Sezonov. Da. Deci, cu alte cuvinte, mutarea la București a fost și argumentată de aspectul libertății, da, nevoia de libertate, dar și de plasarea seminarului într-un centru cultural cu istorie în spate, care putea să indirect să sprijine dezvoltarea culturală a seminarului. Și făceau vizite la muzee. Sunt articole de ziar sau documente unde negruiască au fost acolo, au cercetat așa, aveau un program lucrul ăsta. Și cultura era introdusă în pregătire. Da, în pregătire. Da. Ne întoarcem la formele de pregătire. E foarte bune precizările. Ne întoarcem la formele de pregătire. Cum, în ce forme? Văd aici cursuri de studii biblice prin corespondență. A fost o formă în care ei au fost pregătiți. Dacă vreți să ne vorbiți despre asta, ce alte forme am mai găsit? Încă din vremea fratelui L. Everett Gill, cel care a fost misionar din America, am găsit împreună cu fratele Vasile Bel o diplomă de absolvire a acestui curs, care se dovadă clar că s-a făcut aceste cursuri. Unul dintre absolvenții cursului prin corespondență este uimitor, este fratele Elie Mârză, cel care a terminat în prima promoție, absolvă și școala de pregătire prin corespondență. Era paralel cu școala la zi, nu? Da, deci și ulterior, puțin după câțiva timp. Am diploma pe care a terminat normal în 1924, școala, seminarul, să spunem așa. Și în 1937 îi găsesc diplomă de terminarea cursului prin corespondență, ceea ce denotă un lucru. Cei care s-au pregătit nu se mulțumeau doar cu școala inițială și și-au dorit ceva și mai mult. Uimitor este, în vremea respectivă, nu aveai atât de multe documente, cărți, materiale. Erau foarte puține. Majoritatea oricum erau ori în limbi, alte limbi, românește, nu era scrise decât ce avea Biserica Ortodoxă și baptiștii ne-am început să rămâi și noi să scriem, dar erau destul de puține. Cei care făceau cursurile prin corespondență primeau materiale și astfel pentru ei, cu mulți păstori care stau de vorbă mai în vârstă, spuneau, absorbeam orice primeam, citeam, eram bucuroși să primim un material și să-l citim. Astăzi poate vorbesc de ceva lucruri care au trecut și poate nu mai suntem atât de fascinați într-o lume în care avem atâta informație. Atunci, cursul de corespondență a fost un curs prin care a venit în ajutorul tuturor și chiar a celor care erau deja pregătiți să se remai pregătească. Pentru că pregătirea nu este un lucru care îl face odată, ci pregătirea trebuie să fie continuă în viața fiecăruia dintre noi. Ceea ce pentru mine îmi dă o lecție ca și slujitor, fratele Elie Mârză, unul dintre cei care aș putea spune a fost gata să misioneze o localitate Deva, nu s-a mulțumit doar cu atât, a vrut să se pregătească mai departe. Și prin acest curs de corespondență este o dovadă clară că ei au vrut să continue studiul. Și se adresa cursul acesta la toți sau doar tot așa la cei care erau scriși și sau la toți credincioșii care doreau? La toți credincioșii. Era scris în revistă. Deci fiind în revistele culticele noastre baptiste, era anunț. Fiind pus anunț, automat puteai înscrie. Dacă... Dar și cursul prin corespondență urca o treaptă.
pentru că avea studiul Noului Testament, studiul Vechiului Testament, ecclesiologia, geografia biblică, istorie bisericească, misiune, evangelizarea, teologia, organizația bisericească și omiletica. Deci aveau materii care unele se suprapuneau, dar să facă un pas mai în față, să fie mai bine pregătit și diplomă. Adică, da, aș putea spune chiar e un master, da, aș putea spune, pentru că ei aveau deja diplomă pe care o primiseră în urma terminării școlii teologice, vorbind de seminar, și diploma pe care o primeau ulterior este diploma pe care am văzut-o clar în dreptul fratelui Ilie Mărsa, este scrie diplomă prin corespondență în studiile teologice. Frumos! O altă diplomă pe care o atașai... Da, diploma era ca diploma, dar noțiunea pe care o primea în urma cursului. Avem vreun an în care s-a lansat acest curs de studii biblice prin corespondență? N-am găsit aici în carte, dar... Din păcate, n-avem un an clar, definitoriu, în care să spunem atunci a început. În reviste începe în anii 30, am studiat acest lucru să văd exact dacă avem un an în care începe și avem clar delimitat anul în anul acesta început. Clar vine ideea de la fratele Veregil, care deja avea această idee din seminarul american, ideea aceasta de curs prin corespondență. La fel cum apare, la fel și dispare brusc din reviste. N-ai o delimitare clară, a fost din perioada cutare până pe perioada cutare. Clar este că cursul acesta revine iarăși în perioada comunistă, iarăși aleatoriu, dar nu avem ceva clar de la punctul A la punctul B a fost cursul acesta prin corespondență. Deci nu s-au găsit documente oficiale. Acum, sigur că da, nu putem da vina. Noi am vrut să mergem să studiem și la arhivele naționale, dar a venit pandemia și nu s-a mai putut merge. Probabil că găseam documente în domeniul acesta, dar așa s-a întâmplat. Arhiva noastră a Uniunii atâta ne-a putut oferi și revistele. Iar cel mai bun, să zic, informator în domeniul acesta a fost fratele Gil, care scria în fiecare an raport către societatea misionară. Au mai fost și alte lucrări care au fost făcute de seminar. Am văzut rezultatul din școala de misiune, a fost plantatorii. Seminarul a avut un rol important în dezvoltarea cunoștințelor biblice, abilităților de lucrare și culturale chiar. Am vorbit de faptul că cursurile prin corespondență au ajutat la formarea continuă, menținerea contactului cu informațiile și așa. A sărit puțin la școala de fete, pentru că știu că și asta a fost o lucrare importantă a seminarului. Cum, ce ne puteți spune puțin despre școala aceasta de fete? Fratele Daniel e mai expert aici. Da, deci școala de fete e o școală, cine discută văd că este o preocupare, pentru că e ceva wow să privești în anii aceia, o preocupare pe care frații baptiști au avut-o să pregătească numai frații și să pregătească și surorile. Într-un context în care aș spune cu precădere cei care slujesc în biserici sunt bărbați, frații au spus, măi, avem nevoie și de surori pregătite. Cu siguranță nu le pregăteau doar din punct de vedere teologic. Aveau și anumite studii în Noul Testament, în Vechiul Testament, care studiau Scriptura. Dar, așa cum am amintit și în emisiunile trecute, scopul era unei pregătiri din punct de vedere al activității în biserică, activității lor în familie, în societate, disciplină, igienă. Deci, lucru care astăzi ai spune, măi, are rost să le învățăm, să învățate în familie. În vremurile respective, noțiunile acestea erau noțiuni destul de străine în familii sărăcăcioase, familii care nu aveau anumite noțiuni, veneau la această școală pentru a fi pregătite. Cu siguranță, activitatea lor principală în biserică era aceea de a organiza societatea femeilor. Și erau societăți zonale prin care adunau femeile, propodeau Evanghelia ca să se întoarcă și pe această latură a femeilor.
activitatea cu copiii, activități, vom vedea, în orfelinate, activități cu persoanele în vârstă. Deci femeile erau implicate, nu doar frații erau implicați, ci și femeile. Mai este de menționat aici, sigur, un fapt, ar fi multe, dar surorile acestea organizau în biserici, sub cupola comunității, societatea femeilor și organiza femeile să facă lucru manual. Îl făcea o serbare unde erau invitați foarte mulți și din afara bisericilor și expuneau la vânzare și banii trimiteau la seminar, trimiteau unde era nevoie. Deci și prin activitatea asta s-a ajutat, să zicem așa, seminarul prin activitatea surorilor. Deci cumva era autofinanțare prin lucrarea pe care o făceau surorile acolo. S-a organizat de croșetaj, le croșetau anumite lucruri, le vindeau și banii, sau organizau echipe de sapă. Rămâia să-ți poate puțin uimit și spune mai... Nu, mergeau și săpau și banii erau cofinanțare pentru școala de fete. Uimitor că ceea ce au învățat de la cei din America, aceea de a face ceva pentru a obține banii, nu doar aștepta să cadă, au învățat și au mers și au făcut și ele. În localități, chiar în localitatea Buteni, dacă vorbim de Buteni, au mers în Buteni și au organizat o echipă, să spun așa, de tineri care au mers și au săpat contra cost și banii au trimis la școală de fete. Am văzut că avem menționată promoția 1927-28 ca și primă promoție, 28 care a terminat, până în 1940, când a terminat ultima promoție. Se pare că de acolo încolo nu mai avem discuția despre școala de fete. Da, după 40 nu. După 40 s-a închis amândouă două instituțiile, atât școala de fete cât și seminarul. S-au închis datorită regimului care a fost și n-a mai permis. Redeschiderea seminarului s-a făcut în 1946 la Buteni și revenire în 47 la București. Școala de fete însă, datorită regimului, n-a mai permis să se redeschidă. Dar fetele erau folosite și în timpul după 46, cele care au făcut deja cursuri erau folosite și erau invitate să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere social și așa, a organizării. Deci sunt uimit de faptul că orientarea, educația atunci era foarte practică. Da. Tratau educația nu doar din punct de vedere al transferului de cunoștințe, ci și deprinderilor, pentru pregătirea pentru viață, în toate aspectele, cum am numit noi astăzi o educație holistică, complexă, în care nu te gândești, domnule, doar ce știe omul, ci ce poate să facă în mod specific pentru biserici și ați enumerat aici în carte și surorile care au contribuit la această, care au absolvit școala de fete și cine a fost surorile care au condus această școală de fete. Mai sunt și misiunea, ați menționat în carte misiunea ca și lucrări care au gravitat cumva în jurul seminarului, misiunea printre romi, printre romi. Ce puteți spune despre această misiune? Că înțeleg că este cumva legată de lucrarea surorilor. Da. Sigur că acum, recent, s-a interzis să se mai denumească țigan, dar așa a fost denumită misiunea între țigani. Uh-huh. Frate care a fost la seminar a văzut mizeria în care trăiau țiganii. Până la urmă, să zicem, de la sate era tot așa. Era o lume înapoiată din punctul acesta de vedere a igienei, a felului de a trăi, nivelul de trai. Apar pe internet tot felul de poze, țărani, haine murdare, rupte. Asta a fost nivelul de cultură a țării noastre, nu avem ce face. Și au fost frații de ai noștri care au fost interesați și au mers și au stat acolo între ei. Și li s-a vestit Evanghelia.
Deci asta vorbim în anii 1930 încoace, deci nu acum modern. Acum e foarte clar și limpede că toate țările susțin și încurajează lucrarea între romi. Dar atunci vorbim la anul acela când țiganul era ceva necurat, pur și simplu pentru un român sau pentru un om. Pentru că și îmbrăcămintea, felul că fura și avea apucături din acestea. Dar frații noștri, societatea surorilor, se implica în ajutarea lor. Sigur, contribuia la ridicarea culturilor, la civilizația. Deci cumva o lucrare a născut altă lucrare. Da, seminarul a pregătit aceste surori, ele au înființat societatea surorilor, societatea surorilor la rândul ei a avut pe inimă această misiune între țigani, cum este denumită în documente. Ce știm despre, aveți mai multe detalii despre această misiune între țigani sau nu? Deci în localitățile unde era societatea, avea unul dintre scopurile societății, era căutarea persoanelor care erau nevoiașe, persoane care să le ajute. Și una dintre rubricele era tocmai aceștia. Romii erau prinși în categoria celor care trebuie ajutați. Și societatea femeilor îi căuta să-i ajute, să vină în ajutorul lor. Într-o perioadă în care putem vorbi de persecuție, aș putea spune de o singură perioadă în care au fost persecutați foarte mult, în perioada anilor 40, atât evrei, țiganii și, între ghilimele fiind spus, pocăiții, erau duși la Bug, în Transnistria, ca să fie exterminați. Și printre ei era și țiganii, pentru că se dorea eliminarea lor. Ei, frații baptiști, biserica baptistă, seminarul, școala de fete, apoi societatea femeilor au venit în ajutorul lor. Pentru că societatea respingea. Astăzi trăim, oarecum, societatea de astăzi nu mai respinge, ci încearcă să-i ajute și s-au format anumite programe pentru a i ajuta, a veni în ajutorul lor. În vremurile acelea nu erau astfel de lucruri, ONG-urile de astăzi. ONG-ul de atunci era societățile femeilor care veneau în ajutorul lor. Deci cumva au prezentat o lucrare diferită de ceea ce erau obișnuiți să treacă și au făcut un pas dincolo de propria lor cultură și s-au dus spre cei neglijați, abandonați, priviți nu foarte bine de societate și au mers în această direcție. Ce alte lucrări mai găsim care au avut cumva izvorul în seminar sau dincolo de absolvenților de seminar? Ați menționat poate ceva lucrări în carte vis-a-vis de... Da, prima comunitate de leproși care s-a format aproximativ 1800 și ceva a fost vizitată de baptiști în 1935. Și când s-a văzut acolo lipsa mare de alimente, de îmbrăcăminte, de lucruri de strictă necesitate și condițiile mizerie în care trăiau oamenii aceștia, imediat s-a lansat un program prin revista Farul Creștin și cei de la institut, în special direcțiunea școlii de fete, s-a inițiat ca să se margă acolo și apoi a dat anunț în țară să adune ajutoare, pături, haine, perini, lucruri din acestea, să zic, elementare. Și, într-adevăr, baptiștii, frații din țară, au dat un belșug de binecuvântare și în Crăciunul 1935, înainte de Crăciun, au mers acolo și au dus și au rămas uimiți conducătorii și cei care administrau zona. Da. Inclusiv autoritățile. Nu n-a mai venit, spuneau, nimeni ca să ajute ceva. Bine, că atunci nu erau așa societăți de binefacere cum sunt astăzi, dar au rămas uimiți oamenii aceștia și au dat tot concursul să-i lase pe baptiști să ducă Biblie acolo, să facă programe și să vestească cuvântul Domnului, că până la urmă asta era scopul, să Dumnezeu să fie cunoscut și de oamenii aceștia care năpăstuiți de soartă, zicem.
Da, deci asta e uimitor să vezi că unul dintre scopurile școlii a fost de a căuta oamenii care să-i ajute, oamenii nevoiași. Vorbim de romi, vorbim de oameni de leprezorie care n-aveai ce să te apropii de ei. Hai că de romi te mai apropiai cu te apropiai, deși nu ți-i plăceau sau erau respinși de către societate. Leproși nici într-un caz nu te apropiai pentru că riscai să te mălăvești. Cu toate acestea vedem o spiritul acesta de a fi gata să te ajuți pe cel care e nevoie. Asta e uimitor că a fost încurajat lucrul acesta. Și altă lucrare, dacă vorbim de lucrări în continuare, este lucrarea din nou. Altor oameni defavorizați sunt cei care erau orfani, orfeinatele. Da. Deci o altă lucrare, vedeți, lucrarea n-a fost, hai să vedem cum să misionăm primarii localităților. Deși e bine, Domnul să-i binecuvinteze, n-a fost scopul, haideți să vedem societatea înaltă, ci a fost oamenii defavorizați, oamenii care nu mergeau nimeni la ei. Orfeinatele în vremurile respective erau situații grele. Se descriau în America imagini din orfeinate, în paturi de fier, fără saltele, copiii, în situații foarte grele, greu de descris și poate greu să ne le imaginăm astăzi noi, cei care le trăim vremurile noastre. Pentru a veni în ajutor, o să prezint o situație clară, amintindu-l deja pe fratele păstor Ilie Mârză, deja poate este un fel de vedetă a emisiunii, deja îl menționez de foarte multe ori, a deschis un astfel de orfeinat. Văzând nevoia în Simerea, lângă Deba, o localitate de lângă, deschide un orfeinat. Un orfeinat baptist care să găzduiască, închiriază, cumpără o casă, ca să ajute copiii orfani. E uimitor, astăzi poate spui ce este atât de fascinant. Este fascinant să vezi că preocuparea lor a fost pentru oameni care nu-i băgau nimeni în seamă. Deci asta vine cumva să scrie și în ceea ce înseamnă identitatea noastră baptistă, pentru că baptiștii au fost preocupați și de dezvoltarea socială, ajutorare, caritate în întreaga lume și cred că acest spirit se manifestă inclusiv în ceea ce se inițiază în România prin cei care au absolvit seminarul de la București. Seminarul a mai jucat un rol și în găzduirea. Deci chiar dacă e un lucru, să zic, poate minor, dar să fii găzduit undeva în București, atât a celor din străinătate. Deci cumva a fost o ușă deschisă pentru vizitatorii din străinătate. Cine putea spune și asta a fost o slujire a seminarului până la urmă, care cred că era importantă. Deci să vii în București, în orice vreme, totuși, capitala țării, să vii aici și să ai unde să dormi. Pur și simplu, un frate baptist, nu conta că era păstor sau că era frate de rând, dacă venea aici la seminar și atunci seminarul era foarte cunoscut. Strada Berzei, cunoscută foarte Berzei bine. Berzei 29, da, aproape de gară. Veneau frați cu mare încredere și erau bine primiți, cu toată dragostea. Și nu trebuia să plătească. Adică că știau că frații ăștia merg înapoi în țară, la bisericile lor, și spuneam, am fost la seminar, uite ce bine am fost găzduit. Și frații se deschideau și trimiteau alimente de care vorbeam înainte. Primeau și studenți din țară, chiar în perioada interbelică. Veneau studenți la facultăți, medicină și la alte și erau găzduiți aici, dacă aveau libertate, adică puteau să stea. Sigur, personalități din afară, toate erau găzduite aici, pentru că erau condiții bune, adică condiții înalte pentru vremea aceea, și putea să fie găzduit un prim-ministru sau o personalitate de rang înalt. Chiar din afara cultului baptist? Acum, fratele Rujbu, când a venit odată în țară la noi, a venit cu prim-ministru din Marea Britanie. Acum, eu nu știu dacă el a fost baptist sau n-a fost baptist, dar s-ar putea că, mai precis, a fost baptist. Că de aceea a venit ca să aibă o audiență la rege și să facă intervenții pentru persecuție. Adică la autoritățile de aici le venea greu, păi baptiștii ăștia, cine-s baptiștii?
Și fratele Rushbrook venea, păi uite, în Anglia sunt personalități. Primul ministru sau președintele Statelor Unite cu tare îi baptist. Deci sunt în lume personalități care sunt baptiste, deci nu e ceva negativ a fi baptist. E o alegere, o opțiune. Deci cumva și această lucrare de primire de oaspeți este asociată slujirii institutului. Am plecat în emisiunea noastră la pregătirea pentru slujire, pregătirea academică tot și practică. Ne-am dus spre aspectul misionar, am discutat despre aspectul de social în care bisericile au fost implicate și în special surorile au fost implicate, au fost un motor pentru asta. Am discutat chiar de găzduire, ospitalitate. Am o curiozitate acum legat de nu am parcurs încă toată cartea, dar am o curiozitate, nu știu dacă scrie în carte, legat dacă seminarul a avut cumva un rol și peste, în afara granițelor țării, în lucrarea din afara granițelor țării. Deci dacă vorbim în afara granițelor, în două direcții putem vorbi cu siguranță, Ucraina și Republica Moldova. Uh-huh. Mai ales cu pregătire spre Republica Moldova, Chișinău a trimis și nu numai. Avem studenți și actualmente, nu știu acum că chiar în absolvenții de anul acesta sunt din Republica Moldova, dar în majoritatea promoților au fost și studenți din Republica Moldova care au venit, s-au pregătit și au făcut misiune în Republica Moldova. Chiar au fost grupuri de care erau din această parte a țării, din Republica Moldova, și veneau să se pregătească și ajutau misiunea externă, să zic așa. În Republica Moldova avem clar și în Ucraina misiune externă, să spun așa. Acum, mai departe, în ceea ce se numește vestul, în perioada comunistă, nu puteai să vorbești de astfel de misiuni. Să mergi în misiune în Ungaria, în Austria, în țările acestea, era clar interzis. Dar în Republica Moldova s-a putut merge în misiune. Într-un raport al lui Gil, pe care îl scrie, nu mă aduc aminte anul, el spune că putem vorbi de o școală teologică baptistă internațională. Pentru că, fratele spunea, Moldova, să zicem, era deja lipită atunci a României și era normal ca să fie de acolo. Erau din Ucraina, erau din Muntenegru, erau din Iugoslavia, erau din Bulgaria. Deci, în toată zona asta, bazinul nostru, studenți care veneau și studiau din chiar țările și profesori. Da, și profesori. Deci s-o dorit, s-o făcut. Și eu aș mai vrea, dacă mai avem timp, să vorbesc că fratele Gil a mai făcut un lucru. În vacanțe, el nu stătea, era un om, așa cum îl închipui eu, da, poza am văzut-o, da, era un om foarte energic. El a folosit și vacanțele. Când copiii, studenții erau plecați, el vroia să folosească clădirile ca să adune păstori din țară, care nu aveau pregătire teologică, n-au putut să pare, ori erau bătrâni sau așa, și făcea cursuri cu frații aceștia, păstori și lucrători în vârstă, care n-aveau studii de seminar. Făcea și două făcea de scurtă durată, nu? Da, două săptămâni făcea și în vacanța de iarnă, că era mai lungă atunci, adică studenții trebuia să meargă și dădeau rapoarte câți kilometri au făcut, frate. Câte biserici au vizitat, câte servicii de divine au ținut sau serviciu de înmormântare și așa mai departe. Fratele Gil era foarte militaros. Cât cerese din aici și cerea așa ca pe carte să meargă toată lucrarea. Și era un lucru bun și ăsta, adică să adun din țară, să le pui seminarul la dispoziție, să le dai mâncare gratuit, că nu își putea permite. Și unii care n-aveau nici bani să vină erau
plătiți de fratele Gil. Deci cumva pe lângă studiile de lungă durată, să spun așa, să folosesc o terminologie de astăzi, care a durat 3 ani de zile, uneori pauză și revenirea cu anul 4, după aceea s-a trecut la 4 ani, până ziua de astăzi a rămas la 4 ani, erau și studiile acestea de scurtă durată, care erau intensive, două săptămâni în vacanțe și avem cam cât durau sau erau, nu erau așa structurate programul ăsta de pregătire? Se făceau materiile omiletica, mai mult partea asta de Biblie, studiul Noului Testament și așa mai departe. Nu se intra la celelalte materii practice, mai sofisticate, hermeneutică sau sistematică. Sistematică, așa mai așa. Da, da. Da. Pentru că erau frații la nivelul ăsta, ca să poată înțelege. Deci, până la urma urmei, a fost și o lucrare pentru cei care nu își permiteau să facă... Dar nu era echivalentă. Nu era echivalentă. Nu era echivalentă. Deci, asta e foarte trebuie să accentuăm. Nu era echivalentă terminarea seminarului sau terminarea unor cursuri intensive, ci era un ajutor, o unealtă pe care vreau să acordez celor care nu aveau timpul necesar să se pregătească, dar totuși să fie cât de cât pregătiți pentru a intra pe ogor. Pentru că astfel de persoane erau ordinate și intrau în slujire. Deci nu era majoritatea, acum nu toți, să nu spunem toți, dar majoritatea care terminau aceste cursuri intensive erau slujitori din prin biserici, care îl slujeau pe Dumnezeu și vreau să slujească și mai bine. Veneau la ajutorul lor. Și am mai adăugat... puțin mai devreme și dimensiunea aceasta internațională pe care școala avea și vă mulțumesc pentru că ați adus o discuție inclusiv cu studenții din zonă care au fost. Ceea ce s-a păstrat, cred că în etosul acestei școli, acest aspect internațional, colegii mei din generația mea conduc Universitatea Divizia Grația din Chișinău, care sunt o universitate care cuprinde atât facultate de teologie, misiologie și studii misionare, cât și o facultate de business, sociologie. Sunt o școală care s-a dezvoltat foarte mult pentru țările din fosta URSS, Uniunea Sovietică, dar de asemenea astăzi avem studenți care slujesc în diferite țări, români, în foarte multe țări din Europa. Am făcut odată un calcul la vreo 8 sau 9 țări din Europa, plus din Statele Unite ale Americii. Avem misionari în Cipru, absolvenții noștri care sunt misionari în Cipru, lucrează la plantarea de biserici în diferite țări din Europa. Eu vă mulțumesc pentru această trecere în revistă a rolului seminarului în lucrarea de ansamblu a baptiștilor din România. Și vă doresc ca Dumnezeu să vă dea succes în continuare în ceea ce urmează, că eu cred că cartea asta s-a terminat, dar probabil că alte studii și preocupări veți avea și de aici încolo și vă mulțumim pentru contribuția care ați avut-o prin aceste informații pe care le-a scris aici la a pune înaintea tuturor baptiștilor din România ce s-a întâmplat în istoria acestei școli. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim în mod deosebit pentru că ați urmărit emisiunea aceasta și chiar dacă poate veți spune istoria nu mă interesează, istoria este o realitate pe care nu o putem contesta, ea rămâne și e foarte important să învățăm din istoria aceasta lecțiile pe care ea ni le dă. Vă doresc tuturor o seară bună și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru credincioșia care a arătat-o în toți acești ani și pentru rolul pe care Institutul Teologic Baptist de astăzi, în trecut sub denumirea de Seminarul Baptist, l-a avut la lucrarea lui Dumnezeu din România. Vă doresc o seară bună. La revedere!